Băi, și bine arăt eu cu lumina asta. Focusul, lumina și suntem gata de daily vlog. Salut, eu sunt Adi, bine ați venit la un nou daily vlog. Astăzi o să filmăm un challenge ceva mai interesant. O să încercăm să protejăm. Astăzi o să încercăm să salvăm niște pahare. Practic o să le aruncăm de pe o scară de la o distanță de 4 metri, direct pe ciment, doar că o să încercăm să le facem să nu se spargă prin înfășurarea lor cu diferite materiale. De exemplu, vată, Lego și multe, multe alte materiale. O să vedeți voi mai încolo în daily vlogul acesta. O minge din Pampers. Ziceți-mi cum se vede cu GoPro. Spuneți-mi în comentarii care video v-a plăcut cel mai mult în toate cele pe care le-ați văzut până acum. Da, scrieți în comentarii. Asta noi practic am adus Crăciunul la noi, adică iarna, pentru că tot e zăpadă. Mai degrabă polistiren. Asta e una din creațiile mele. Dacă vreți să vedeți cealaltă creație, desigur intrați pe videoul de pe canalul Orange Blue, unde am construit toate aceste minunății. Nu știu ce e cușca mea, ca să înțelegeți, asta e o cutie din polistiren. Sunt vreo 3 cutii, una în alta. Și noi o să le aruncăm de acolo de sus și ele o să cadă. A supraviețuit. Fără nicio capătă. Nu, nu trebuie. Așa am rămas, fără vreo câteva. Eram practic motivați să nu spargem, deoarece nu aveam atât de multe pahare, însă a rezistat. Uite, puteam să folosim și scotch. Îl puneam așa și folosim scotch. Au rezistat paharele, asta e cel mai important. Până când, da, eu sunt pe locul întâi, deoarece din toate cele 3 runde nu am pierdut niciodată. Practic, paharele mele au fost intacte, fără nicio zgârietură. Acum e ora 4 fix și noi filmăm cea de-a 4-a rundă, practic runda finală, unde o să vedem dacă o să reziste sau nu paharele noastre. Nimic nu se compară cu o cafea, niște biscuiți. La ora 4 dimineața. Da, am făcut o mică pauză de cafea. Savurăm cafeaua și ne apucăm mai departe de lucru. Cea mai tare chestie, uitați-vă ce am adus la filmări. Popituri. De diferite culori avem roșu, galben, albastru, pe care o să le folosim, desigur, în video, pentru a proteja paharele. Uitați-vă aici ce mânăție de wow, balon, ce e ăsta din Lego, pe care o să-l aruncăm de acolo de sus, sub acești. A sosit și privigătoarea voastră mult iubită. Practic după aceste straturi enorme de multe. Privigătoarea avea mâncare. Ciuc ciuc. Ciuc ciuc. Avem fricosul nostru de înălțime. Chiar și dacă cazi, ți-am zis, maxim ce poți să pățești, îți rupi o mână și un picior și gata. Nu mori. Oh, Doamne, câte ore? Ora 5? Ora 5 dimineața. Uitați-vă ce explozie de pepene verde avem aici, împreună cu, da, sticle de la pahar. Și noi vreau să mâncăm. În ultima rundă, practic, am pierdut și eu. Este a nașpa e că e sticlă peste tot, adică chiar și aici avem niște bucățele de sticlă. Acum facem outro-ul acestui video. Apropo, o chestie interesantă este că acest video a fost realizat în timp record. Tot a fost realizat undeva în câteva ore, 8 ore, cam așa ceva. Când un video de nostru se realizează în vreo câteva zile, am încercat să ne adaptăm la acest timp, deoarece vrem să scoatem cât mai des video-uri pe canalul Orange Blue. Să scoatem o dată pe săptămână, scoatem de mai multe ori pe săptămână. Mă scuzați, Monsieur... Cum te cheamă? François. François, da. Măi, uite cât e de rezistent. Îți dai seama? Facem noi la ora 5 dimineața, câte ori? 5? 5-6 minute. Ui, hai să ne apucăm aici, ora 5 dimineața. Apropo, pe canalul Adi Ursu, practic pe canalul ăsta la, pe care vă uitați voi la daily vlogurile mele, o să apară alt tip de videouri în afară de daily vloguri. Practic o să avem pe săptămână câteva videouri, daily vloguri de la filmări și o să mai avem niște videouri. Ceva mai interesante, ceva mai diverse, dacă aveți niște idei, apropo, scrieți-le în secțiunea de comentarii. Să vedem ce idei putem să filmăm pentru canalul Adi Ursu, să-l facem cât mai diversificat posibil, să nu facem doar daily vloguri. Haideți acum să vă arăt o chestie. Avem scara asta.
pe care chelnerul nostru se teme să urce și să vă arăt cea mai tare parte la a filma până dimineața. Cea mai tare parte este că ai acest răsărit. Cum jos? Tent. Vrem să ne accidentăm acum la final de video. Să vede că stai meșterul Manole. Sigur. Și Victor și meșterul Manole și toate. Și Einstein. Nu? Vă dăm spoilere? Einstein încă nu. Încă? Facem acum pozele de copertă pentru acest video, nu lăsăm pe altă zi. Și haide să vă arăt practic ce e în spatele la o poză de copertă. Practic e acel moment când te pui în fața camerei și faci o față, fă o față de thumbnail, repede. Sau așa. Hai, față de thumbnail, repede. Ești fața, ia. Nu, nu, țin pe loc. Acum facem poză de copertă pentru peste tot este lava. Punem funea și o persoană se de funea asta și practic în Photoshop îl scoți, pui pe jos lava. Focus principal. A terminat microfonul. Pornit. Tu uite la video, auzi, nu prindem amboiană de ele vlogul. Accident. Până acolo intent. Am făcut accident cu Orange Blue. Am terminat această zi de filmări, e ora 7:20. Eugen, cum această zi de filmări? Foarte obositor. Da, foarte obositor, deoarece am pornit filmările practic la ora 12. Da, am stat 30 toată noaptea, ziua, am scris scenarii, am pregătit totul pentru acest video, însă putem spune că avem un record, deoarece suntem în față cu două videouri deja. Așa că aveți cât mai mult content pentru canalul Orange Blue și totodată cât mai mult content pentru canalul meu. Da, după cum am zis, o să urmeze cât mai multe daily vloguri postate mai des, niște videouri ceva mai diferite de daily vloguri, o să vedeți. Apropo, ne-am apucat și de TikTok pe pagina Adi Ursu, aveți linkul mai jos în descriere. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și da, noi ne vom vedea data viitoare. Eu am fost Adi, Eugen aici. Pa!